Hello! A ajuns dinozaurul. Este vorba de numărul 3. Încă o dată este un număr destul de uriaș, o cutie uriașă. Primim cerul gurii, incisivii de sus, pielea craniului, partea dreaptă și numărul 3 a revistei. Hai să-l desfacem. Au fugit și incisivii. Acesta a fost deja desfăcut odată pentru fotografiat și a ajuns la mine pentru video. Deci nu trebuie să ajungă așa desfăcut. Trebuie să fie totul sigilat. Astea sunt piesele. Pielea, cerul gurii și incisivii. Sper că se văd ok. Eu mut astea să prezint revista. Este vorba de cele două mari grupuri a dinozaurilor. Dinozaurii s-au clasificat în două mari grupuri. Saurichieni, dinozauri cu pelvis de reptilă, și ornitischieni, dinozauri cu bazin de pasăre. Primul grup include animale carnivore din subordinul teropodelor, cei mai mari prădători din Mezozoic și unele specii erbivore, prin care uriașii jurasicului, sauropodele. Ne vorbește despre moștenirea reptilelor, cum au bazinul și cum este construcția lor. Ne vorbește despre moștenirea păsărilor, presupun cum a evoluat de la dinozauri la păsări, dezvoltarea plantelor, primii copaci, triasicul, noua vegetație, conifere, formațiunea Morrison, care nu știu ce este, giganții din trecut, specii principale, cucerirea vestului, bogăția extraordinară din formațiunea Morrison. Presupun că aici s-au găsit foarte multe fosile. Focusul ONU-ul în numărul 3 este pentru Diplodocus. Așa arată scheletul. Și o descoperire dificilă. Este vorba despre o fosilă misterioasă. Și cam asta va fi dinozaurul nostru. Hai să punem revista deoparte. Căutăm ghidul. Ghidul pentru montarea oaselor. Deci, astăzi vom avea partea de sus a craniului, acesta, care îl vom ține așa, și desigur vom monta patru și trei dinți, foarte ciudat. Avem unul central. Bun. Am crezut că s-a pierdut ceva din colet. Hai să le desprindem. Acesta este primul. Nu știu ce s-a întâmplat. Față de numerele anterioare, dințișorii ăștia se desprind ceva mai greu. Al doilea dinte. Care nu știu dacă e corect potrivit. Al patrulea. Sincer, nu am idee cum vin. Sper că sunt ok. Par rotunde, dar nu știu ce să spun. Și
și mergem spre dreapta. Mă dor deja degetele de la atât ansamblat, adică de la desprins și de la împins dințișori. Ok, și mai avem încă un singur dinte. Bun, l-am prins și pe acesta. Și, opa, cam ăsta este montajul. Eu craniu. Acesta este craniul original. Și teoretic asta trebuie introdus în craniul ăsta. Partea asta trebuie să intre aici, dacă țin minte bine și văd bine. Și partea de jos trebuie să aliniem acolo și aici în față. Perfect, suntem montați, avem și dinții din față. Avem o gură cât de cât destul de grea, aș zice undeva bate la 600 de grame, chiar 800. Și avem, hai să vedem ce-i cu pielea. Teoretic ar trebui să avem și un ochi care e pus deoparte. Foarte ciudat montajul ăsta așa. Și uite că noi ne vorbește de ochi. Eu am să încerc să-l aduc, să văd dacă pot să-l prind cumva. Da, avem și ochiul. Teoretic ar trebui să vină aici. Avem și un ochi. Perfect. Puțină eroare aici la turnarea machetei, nu știu ce s-a întâmplat. Ochiul pare a fi cât de cât mobil puțin, dar îl las pe centru. Sper că așa e corect. Adică nu că se uită în jos, mie nu-mi place. Țin așa. Și teoretic asta ar trebui să se monteze cumva așa. Pare că așa va sta, dar nu avem unde să-l montăm. Așa că la numărul următor atâta rămâne. Sper că ne vedem peste o săptămână, dar verific și eu revista. Apariție. Publicație bilonară. Apare miercurea, în 19.04. Și teoretic, fiind bilonar, doar peste 2 săptămâni. În următorul număr, nu știu ce vom primi. Hai să vedem. În 2 săptămâni, în numărul 4, ochiul stâng și doar pielea mandibulă dreaptă, deci partea de jos a pielii. Sincer, mie îmi place foarte mult așa cum arată. Vom vedea pe parcurs unde ne duce această revistă. S-ar putea că va trebui să mă mut ori în garaj, ori afară, să pot filma tot ansamblul. E uriaș. Până atunci, ce pot să spun? Colecția provine de la magazinul colecționarului.ro. Avem și un grup dedicat acestei machete. Avem un grup dedicat magazinului, așa că dacă doriți, jos în descriere sunt linkurile. Și în plus, o abonare, un like sau o distribuire pe Facebook ne ajută foarte mult și pe noi și sper că vi-a plăcut și episodul de azi.